Salutare la toată lumea și ne-am găsit la un nou episod de data asta, suntem alături de Biscu. Salutare lume. Și vom începe o nouă serie de Yo-Yo Playthrough pe expert mod și da. Hai să ne apucăm să luăm. N-avem nevoie de asta, nu? Nu. Ok, poți să le vinzi, să le dai, să le ștergi. Da, trebuie să luăm ceva lemn de început. Cred că ne vom face puțin armură. Pentru că am văzut că moștri sunt destul de puternici în expert mod. Și în primul rând trebuie să mergem să luăm ceva cabe pentru a face un yo-yo de lemn. Cel mai slab yo-yo. Ne trebuie vreo 20 de bucăți de cabe și ceva lemn pentru el. Și după ce luăm acel yo-yo, m-am gândit eu să mergem direct în junglă. Pentru că putem face un Amazon care dă destul de mult damage pentru început. Dă în jur de 20 damage și eu parcă 9, nu mai știu singur. E unul dintre cele mai bune yo-yo-uri în pre-hard mod. Da, și se face și ușor, am văzut că trebuie o bucată de stinger, vreo câteva vine-uri, ceva... Două vine-uri, două bucăți de stinger și trei sporuri da. De-alea. Și ceva rich mahogany de-ala, lemnă de junglă. Cred că ajunge... Nu știu, stai că fac eu un workbench. Da, și partea a doua e că e first time hard mod pentru amândoi. Da, n-am mai jucat hard mod. Îți fac eu armură full de lemn? Nu, eu n-am nevoie de armură. Nu? Eu mă descurc și fără. Da, dacă tot te-am făcut-o, poți să o folosești. Am consumat destul de mult lemn pe ea, dar asta este. Opa. Așa, ne-am pus și amândoi niște costume. Și da, hai să mergem în continuare să mai explorăm. Sau, tu cât lemn mai? Eu am 70 de bucăți. Eu am 100... Da, ok. Uite un chest aici. Dacă vrei poți să-l deschizi tu. Da, hai să-l deschid eu. Un spear. Și ceva bucăți de iron. Hai să luăm și chestul. Multe bucăți de pumpkin pe lumea asta o să le luăm pentru... pumpkin pie. Mergem jos. Uite, mult iron aici. Ok, eu vreau day bloom-ul ăla de acolo, așa că mă duc să-l iau. Mulțumesc. Ia să vedem câte torțe putem face. Nu prea avem gel. O să... să refolosim torțele. O să mergem așa cu ea în mână. Să vedem ce găsim. Ia tu astea. Uite, a, este... Stai că iau eu chest-ul și ia altul pe ăla de jos. Oh, ce tare e aici. Este un ăla de corupție, un baiam de corupție din fericire, pentru că mie îmi place mai mult corupția. De fapt, nu că îmi place, dar mereu când am făcut o serie, a picat Crimson. Și, da. Uite, și o casă, ce noroc pe noi. Hai să încercăm să batem acest slime. Opa, mi-a dat una. Sau, știi ce să facem? Uite, este cobweb. A, dar e înăuntru cobweb-ul. Da. Puteam face un yo-yo ca să batem monstrul ăsta cu un yo-yo și... Uite, fii atent ce facem. Uite, eu îi dau bait și tu intri și furi din chest. Hai mă, vino cu aici. Vino ca. Hai, vino ca. Să iau e nebun! Să iau și pânza și chestiile alea. Hai să îl omorăm acum dacă am sărit amândoi. Batem ușor. Ia destul de puțin damage. Ceva... Band of Regeneration cu 2 defense. O să o pun eu totuși. Ok, ia ușile. Facem casă și să nu mai consumăm lemn pe uși. Da, ușile puteam să le înlocuim ceva platforme. Dar de fapt la intrare trebuie neapărat o ușă. Hai că am mai luat și torțe. Să mă uit eu exact. Avem... Câte bucăți de cabuie bai? Am 29, tu? Una, dar uite mai mult aici, mi se pare că 20 de bucăți pe yo-yo. Trebuie să iau... Ok, aici văd că sunt niște bani aruncați acolo, niște silver, dacă îi vezi și tu. Nu. Ei mai văzut vreodată în forma asta? Uite și un campfire. Ei mai văzut vreodată în forma asta? Ai mai văzut, dar nu am găsit natural. A, uite, parcă. Natural. Sau nu știu. Hai să facem un crafting, dar ăla am deja. Dar unde e? Cred că l-am pus jos. Sau, bă, nu, eu-l pusesem să-l arunc. Plecați, bestilor! Da, hai să vedem ce putem face, dacă putem face yo-yo-ul.
Ne trebuie, ia aruncăm e KV-ul tău. Și da, putem face un yo-yo, 20 de bucăți. Mai am 19, iar tu. Ne mai trebuie o O bucată. strong, foarte frumos. O bucată de kebab. Da, pentru unul, un yo-yo pentru mine. Ok, deci să înțeleg că trebuie să mai căutăm pe aici. Măcar o bucată. Hai să încercăm să plecăm, dar nu știu cum. Hai să îi acoperim. Dacă De putem. ce? Uite, încerc să îi Ah, hai bat. că dai damage mult. Credeam că dai puțin. Oh my god, n-ajung. Bun, hai că l-am omorât. Ceva gold aici. Hai să luăm cu puțin gold. Stai așa. Ok, primesc achievement-uri într-una. Cauză că n-am avut versiunea asta de Terraria. Un goldfish. Dar nu mai dau cu pickaxe-ul, dai. A, stai că e gold. Încercăm să nu mai folosim pickaxe-ul acum. Folosim yo-yo. Nu, folosesc pickaxe-ul doar să sparg. Asta mi-e mai ușor. N-atac nimic, ca pur și simplu sparg vaze. Oh my god. Bă, dar nicio bucată nu mai găsim și noi acum. Ma, cred că o să găsim cât de curând. Dă-i o puțin. Mori, satana! Dacă aveam și eu, era perfect. Mai mult gol de aici, hai să nu. Uite acolo, cabweb. Ia. Fix o bucată. Arată-mi, arată-mi, aruncă. Parge și tu asta aici, nu pot să pun asta, sau. Gata. Yo-yo, forceful, plus 15% knockback, cred că cam ca al tău. Ok, deci e aici o casă. Ce mic Mai arată mult cabă. față de un yo-yo de la mare. De care? Nu știu, cam toate sunt mai mari decât ăsta. A, da, e Uite, de e început. de Uite aici mic. niște aur, 3 aur. Te-ai gândit cam cât de lungi facem episoadele, așa? Cred că vreo 20 de minute, nu știu. Ah, e ok. Hai să iau și chestul ăsta. Dacă mai ai nevoie, ok, deci cam pe aici se termină mina. Hai așa să pun niște ropuri. Vrei să ieșim la suprafață, da? Nu, știu. Cred că da. Cred că mai e ceva aici. Mergem să Ok, vedem. dacă nu vrei, atunci hai să iau eu aurul ăsta de aici. Dacă se înfundă aici, vom merge sus, că și sus este. E ceva cave acolo, n-am explorat deloc. Și poate mai găsim ceva. Asta cum se numește? Ceva accesorii. Ok, încă o căsuță, foarte tare. Ok, chestiile astea niciodată n-am înțeles ce sunt. Crowdat. Dă-te mai în spate, că s-ar putea să ne omoarești. Gata. Mori. Și în chest ce? Ciudățenia naturii. Da, al doilea flare gun care îl găsesc. Uși, uși, uși. Ei, o ușă. Bun. Două ușă. Ei, ceva pe aici? Bun, hai să vedem. A, dar aici e acolo unde vreau noi să mergem sus. Ne ducem înapoi. Eu nu am. A, ba da, am 10 bucăți de recall potion. Mergem acasă? Da, hai să urcăm, de ce nu? Urcăm aici. Iată, e așa. Da, aici ai ceva? Nu știu, hai să vedem. Cred că da. Sau nu?
Ia uite, bănuți! Nu! Oh my god! Eram fericit că l-am evitat eu. Acolo niște cable. Ok. Mă, da, parcă vă simt ceva Anvil, sau nu? Ai tu un Anvil? Ok, nu știu unde mergem acum. Poate mai găsim chesturi. Ok, ai grijă. No, oh, ne-am prins slime. Nu, în capăr. A, l-ai spart. What? Încă unul. Ok, poți urca. Oh, foarte mult cowboy aici, o să-l iau pe tot să fac pat. Nu. Ei? Aud un vierme. Am dat de multe bucăți de iron ăsta, dar n-am luat deloc. Uite încă un chest. Ok, am cam ajuns la suprafață. Ia să vedem. Un spear. Și, da. Suntem la suprafață? Da, uite încă un chest. E noapte? Am găsit un radar și 15 silver. Da, nu suntem la suprafață. Da, nu mai avem mult. Ok, aici e o înfundătură și atât. Este aproape noapte. Porți aici că nu-mi place cum arată. Ok, perfect. Bun, câte bucăți de iron ai? Cred că putem face un set de armură ceva, nu știu, că eu am 19 bucăți. De iron? Da. N-am decât 15 tungstone, atât. Am și 12 de tin, 7 de gold. Acolo. Ok. This is so bad. Ne-a prins noaptea fără un adăpost, o să murim, probabil. Hai să urcăm aici, nu știu ce să facem. Auzi, tu ești sigur că... Da, da, da. Ce? Am văzut să te întreb dacă e sigur că tipii ăștia sunt pe expert, dar da, sunt, pentru că un zombie normal nu dă 30 de damage. Asta e clar. Păi nu, dar și iau puțin de damage, de fapt au viață mai mult. Da, 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 păi am observat acum. Ia, hai mai... Mai în față, poate găsim jungla, intrăm rapid și luăm pentru Amazon. Luăm... iteme, pentru că se ia ușor. Sau nu? Da, chiar? Noi nu putem să batem zombie și crezi că o să batem... Nu, da. Fuck. Ești cam nou, bag și tot puțin, așa. Poate putem, ma... What? Gold. Eu mă duc, okay. Mă întorc acasă. Ok, întoarce-te. Avei, oh, 17 God. Gold. 14 am pierdut. A, 14, da, și eu 3. Păi tu unde ești? A, cum te-ai foarte tare, bine că l-ai luat tu. Uite, ia, ai grijă. Ne apucăm de o casă? Da. În primul și primul rând, pune tot ce n-ai nevoie aici. Oh, low. Ajutor? Ajutor? Ok, e foarte fucked up ce se întâmplă, sincer. E foarte greu! Nu m-aș fi descurcat singur, sincer. Păi, e foarte greu. Doar, de exemplu, să te baricade și pur și simplu nu mai ai ce să facă. N-am apucat să pun acolo. Au. E bine că ne mai ajută și ghidul oarecum. Fugim. Vino repede încoa.
Ok. Am scăpat. Asta da casă în grabă. Stai să fac și un foc. Stai că am eu. Ok. Să luăm turța aia de acolo că n-au nevoie de lumină ei. Să pun două lemne aici, să scot. Ok, nu pot. Las o baltă. Bun, ce afară? Hai să... Hai să găurim aici ca să putem scoate ioiul. Ok. A, dar ține puțin, deci deja. A, na, nu mai. Ce mai facem în continuare? Avem uși, dar nu le punem. Da, clar. Sunt ce ai pus în chest? Tot ai pus aici? Într-unul din ele, da. Au, l-am pus greșit. Și ce mai facem în continuare? Ia să vedem și cât am filmat. 15 minute, continuăm să facem casa. Da. Nu o să rămână asta clar, adică cel puțin... Provizor. Deocamdată e ok. Da. Hai să vedem... Deci, tu n-ai niciun envil la tine? Nu și n-am nici... Adică tot ce am avut am pus acolo. În chestul ăla. Ah, bun. Stai că fac eu unul. Cred că am văzut, dar am uitat să iau, nu știu. Că envilurile le găsești cam ușor, adică am găsit multe case ca noi. Ia uite ce am făcut noi, nu putem spargem de chesturi aici. Nu-i nevoie, poți să le lași. O să sparg acolo, așa. Și o să încerc să separ eu o dată aici și o dată aici. Sumez. Uite, ca să încep să pun ușa. Și o ușă mai trebuie aici, dar nu dar acum. Nu mai punem ușa aici. Punem platformă. Platformele funcționează ca niște uși. Deci dacă am pus așa, e ca o ușă. Da, știu, știu, știu. E ok. Punem așa. O să fac asta și după asta. Și acum așteptăm să vină ziua, nu știu. Moștri avem pe casă. Nu cred că e neapărat să așteptăm să se facă zi. Cred că putem să o luăm, să mergem în stânga, cred. Și să cred. Încercăm să nu ne luăm damage de la ei. Eu caut acum pe net cum se face acel yo-yo Amazon și să vedem. Deci, 8 bucăți de rich mahogany, un vine, 3 spor și 2 stinger. Stinger de la albine, vine-uri de la man-eater, spărăm. De fapt, așa scrie aici, dar nu știu exact cum. Eater of world. Nu. Okay. De la acei oameni care merg prin pereți. Nu știu eu, nu știu. Zic, da? Vainurile și restul. Ok, acum oficial am pus tot în chest. Hai să vedem dacă merg casele, trebuie să punem. Ia să vedem. Mă, eu pot face săbii și astea, dar nu putem să le folosim. Da, momentan singurele lucruri care le-am putea folosi e yo-yo și un pic examinăm, în rest mai nimic. Da. Dar ăștia chiar refuză să moară. Fac un pickaxe de iron, are rost? Dacă pică cu speed, e foarte bun. Sau de tin, a, de tin e la fel. Hai să luăm unul totuși. E normal, cred că e mai bun ca ăla ăsta de obicei. Da, dar vezi că pot sparge ușile. Dacă e nebun Steve ăsta, de ce deschizi ușa, man? Nu, oricum pot sparge ei. Nu, dar a deschis. Uite. Steve. Ia uite. Gata, nu mai poate. Hai să vedem, deci vreau să fac pentru NPC-uri.
Ok, tocmai asta vreau să fac acum. Stai că am făcut furnace, furnace, nu-l faci. Și putem crafta iron, gold. Da. Tu ai potion de recall? Nu. Ia și tu 6. Ok. Am destul de multe. A, avem și poțiuni destul de multe. Ok, cred că s-a făcut lumina, e bine. Aia tot încerc acolo să spargă casa. Măi, copii, plecați. Plecăm spre jumătate. Wow! Deci mi-a dat ăla 50 damage. Păi știu, dau foarte mult, dar în junglă poate stăm baricadați mai mult. Haide să mergem în direcția asta. Bun, lume, s-a făcut 20 de minute, deci trebuie să încheiem episodul aici. Mulțumesc pentru atenția acordată, baftă, lume, pa! Baftă!